Primarul orașului Căușeni vrea să rezolve problema câinilor vagabonzi pe cale civilizată. Cel puțin asta afirmă după ce a identificat un depozit de la marginea orașului și un teren din proprietate publică pentru a amenaja un azil autorizat în care să existe și medic veterinar și câțiva angajați care s-ar ocupa de prinderea, hrănirea și sterilizarea animalelor vagabonde. Totodată, primarul afirmă că depozitul ar putea servi și loc de stocare a cartonului și plasticului din oraș. Inițiativa nu a acumulat numărul necesar de voturi. Problema câinilor vagabonzi din nou pe masa de lucru a Consiliului Orășănesc Căușeni, după ce primarul a venit cu inițiativa de arendare a unui depozit de la marginea orașului pe un teren din proprietate publică. Edilul afirmă că ar vrea să legalizeze activitatea azilului de câini, angajând totodată un medic și doi specialiști pentru a prinde și a îngriji animalele. În primul rând, azilul de câini e o problemă a orașului Căușeni și când am fost și mi s-a spus că fostul azil de câini nu este avizat cu autorizație veterinară, mi s-a spus că trebuie să schimbă un loc altre. Am o echipă de consilieri, inclusiv cu un veterinar specialist din cadrul primăriei, am depistat și am găsit un depozit care noi ne-am uitat și financiar, nu ne costă așa de scump, 2000 de lei pentru 500 de metri pătrat. Am văzut locația lui că este în afara căsilor, ori spațiilor locative care nu încurcă la locuitori și am depistat că anume chiar și depozit se află pe teritoriul primăriei, nu este teritoriul privat și noi avem posibilitatea teritoriul, dacă să avem nevoie de depozit ori de alte încăpiri, avem posibilitatea de a-l procura. Și la fiecare s-a dat deviz de cheltuieli care noi să-l avem în viitor pentru un azil de câini în care este preconizat un veterinar, care el n-a fost până acum și el de asta și nu a fost avizat. Sunt doi lucrători, transportul, inclusiv hrana care este și lista de medicamente care noi am preconizat la veterinar să facem procedurile de sterilizare. Și acolo este pus lista de medicamente și inclusiv manoperă care este pentru câini, ori pentru cățea care este preconizată. Și eu solicit la dumneavoastră, inclusiv și la depozitul ăsta care îl avem, suprafața îmi permite, pe viitor planificăm să sortăm gunoiul, pătul, cartonul de gunoiile menajere care vom avea. Avem posibilitatea câștigată de câțiva ani urmă un pres de presare de cartonului și altor materiale care ele sunt reciclabile. Noi avem posibilitatea să aibă solubilizarea, amenajarea un venit și de asta eu solicit ca dumneavoastră să acceptați ceea ce este. Eu v-am dat la fiecare documente și sper că veți fi receptivi pentru problema care este în oraș. Unii consilieri afirmă că decizia nu ar întruni cadrul legal și va fi contestată de Cancelarea de Stat. Dacă ne referim la cadrul legal, este o achiziție publică. Conform legii privind achiziții publice, trebuie să anunțați concurs, licitații la astfel de achiziții prima. Vă garantez că n-ați fi avizat pozitiv de cancelare și n-ați fi înregistrat. Și a doua, cine se va ocupa cu toată afacerea asta? Nu văd în proiect decizie. Noi avem salubrizare. Din ceea ce dumneavoastră propuneți, se împuternicește primarul încheierea unui contract. N-are ce încheie contract primarul pentru un depozit de sortare a hârtiei și a deșeului. Noi avem fondatori, suntem la întreprindere municipală, salubrizare și amenajare, noi putem delega aceste împuterniciri lor să facă achiziția dată și în cazul când este necesar de a aloca surse financiare, alocăm și sursele financiare. Dacă știm atribuțiile primăriei, primarului, ele deloc nu se încadrează în legea privind administrația publică locală. Avem întreprindere municipală care se ocupă cu lucrurile astea. Întrebare că dacă o lăsăm pe Tijghea, Ioan Danilci, el așa și rămâne. Noi n-am avut niciodată sortarea gunoiului care am câștigat pe ei. Noi ce să ne jucăm cu licitații la fiecare ședință, vindem gunoi, vindem hârtii și carton. Este întreprinderea de salubrizare, oameni buni, care are dreptul de a se ocupa cu activități comerciale, dar nu primărie.
Atâta timp cât nu este un serviciu specializat în cadrul întreprinderii municipale, atâta timp problema asta persistă cu umerii primarului și a primăriei. Ce ține de colectarea, sau mai bine zis, de sortarea plasticului și cartonului, iarăși este o problemă. La întreprinderea municipală, dacă ne uităm, iarăși nu are atribuțiile astea de sortare. Am înțeles că este în bugetul orașului Cloșei prevăzut în mijloace financiare inclusiv pentru aceste lucrări. Iarăși dumneavoastră trebuie să decideți, ori lăsați pe umerii primăriei și a primarului, sau faci rectificarea bugetului la bugetul orașului Cloșei pentru anul 2020 și modificarea competenței întreprinderii municipale, salubrizare și amenajare și transferați totul acolo. Adică decizia se află în mâinile dumneavoastră, decideți cum doriți. Totuși, dar nouă întreprinderii salubrizare și amenajare este introdus un punct că, deci, despre gestionarea unui azil sau cum acolo, da? Adică astea. Dumneavoastră de acum l-ați aprobat și ați delegat salubrizare și amenajare ca să poată gestiona azilul pentru că... Dumneavoastră nu puteți să puneți aici suma 2000 de lei pentru arendă, fiindcă dumneavoastră trebuie să faci solicitații, trebuie să vină două, trei oferte, să aveți, puteți să faceți o negociere. Hai bun, dați vedem, doi juriști, licitație este necesară la luarea în arendă? Domnul președinte, domnul președinte. O parte dintre consilieri spun că au văzut depozitul și este un loc foarte bun de punere în practică aceste idei. În prejur, zona e asfaltată, inclusiv la aceea că încăpirea e foarte bună. Înseamnă că în timpul Soiuzului acolo a fost o fermă de porci și era normal binevenit, dar la moment să avem acolo, și mai mult ca atât, acolo să fie pentru operații la câini, pentru sterilizație. Anume, asta trebuiește și unul e cel mai bine, știți, am fost demolat vreo trei căs acolo și câinii vagabonți îmblă prin prejurul la teritoria aceea vreo desiatcă. Până la urmă, decizia nu a acumulat numărul de voturi necesar, iar primarul orașului spune că va insista la o ședință ulterioară. Azilul e o problemă foarte mare a orașului Căușeni, care eu m-am stăruit să parvin. Să găsesc eu depozit, să găsesc lucrători, veterinar. Mai mulți pași am făcut mai aproape ca să soluționez problema, când în final consilierii singuri au decis pentru oraș, pentru locuitori, că pentru orașul nostru nu este binevenit un azil pentru câini. Autorizat și cu un veterinar, care un medic care noi eu personal planificam inclusiv cu medicul care l-am găsit veterinar ca să sterilizăm câinii și să nu ne împrăștiem și la sterilizare câinii se fac mai pasivi, nu sunt așa agresivi. Ceea ce eu n-am văzut în fața lor, un ajutor, o resusținere, o rezolvare unei probleme din orașul Căușeni. Cei care au optat pentru acest proiect afirmă că problema câinilor vagabonzi trebuie rezolvată în mod civilizat. Anul trecut noi am avut contract cu o întreprindere care avea azil de câini, dar cerințele erau medico-veterinare foarte stricte și ne s-a spus și la primărie și la consilieri că trebuie de făcut conform cerințelor. Cerințele erau destul de stricte, cu mai mult problemă că trebuie de găsit această om care se ocupă, care are specialitatea, care are și specialist în domeniu. S-a găsit această persoană împreună cu dânsul, s-a cătat un loc aproape de oraș sau un oraș care nu afectează oamenii, nu afectează cetățeni prin prejur, nu face miros mare, așa spunem, care să... Și totuși cetățenii să fie, să spunem așa, scutiți, salvați de câini vagabonzi care sunt o grămadă, am în primăvară sunt o grămadă, care au fugit, care nu știe. Și e foarte mare pericol pentru societate. Am găsit și localitatea unde să iei. Iarăși, consilierii au hotărât că ceva pe dânșii nu-i aranjează și nu te-ați dau un grup de consilieri. Cu părere de rău. Adică vreau să spun că inițiativa care e foarte greu de implementat e stai la rădăcină. Vă reamintim că acum 2 ani fostul primar al orașului Căușeni a amenajat un azil pentru câini la ieșirea din urbă. Acum câteva luni acesta și-ar fi